Bună ziua, numele meu este Mara Cășlăriu și sunt Data Analyst la BT Provider. Iar astăzi o să vă arăt cum să facem un cohort analysis în Tableau. O analiză cohort grupează utilizatorii dintr-un set de date în mai multe cohorte și nu se uită la aceștia ca la un singur grup. De obicei, acești utilizatori au același comportament, au caracteristici comune, iar acest tip de analiză ajută companiile să caracterizeze mai bine utilizatorii sau clienții săi. Primul lucru ce trebuie făcut este să ne conectăm la sursa de date orders oferită de Tableau, lucru pe care noi deja l-am făcut. Și vom începe prin a calcula un nou câmp pe care îl vom numi Customer Acquisition Date. Și va avea formula fixed în funcție de customer ID. Vom calcula minimul de in order date. Ok. O să aducem câmpul order date pe coloane, de asemenea câmpul sales pe rows. Vom trage și noul câmp calculat pe color în zona de marks. Și vom selecta tipul de vizualizare bar. Ultimele două lucruri de făcut sunt să mergem în zona de rows pe sales și să adăugăm un quick table calculation. Vom selecta percent of total. Iar ultimul lucru este să-i spunem că trebuie să folosească table down în calcularea acestui câmp. Astfel, putem observa aici că în 2014 clienții din cohorta 2013 au generat 39,52% din vânzările anuale din anul 2014. Acesta este modul prin care putem crea o analiză cohort în Tableau. Mulțumim foarte mult, iar pentru orice întrebare aveți, nu ezitați să ne contactați.